Dacă manifestările dedicate acestui eveniment au debutat încă de zilele trecute, odată cu ziua porților deschise organizată de ISU Buzău, astăzi, într-o atmosferă solemnă, a fost organizat un simpozion menit să marcheze evenimentul, la care au participat reprezentanții autorităților locale și județene, cadre militare în activitate sau în rezervă, dar și reprezentanți ai instituțiilor de apărare și ordine publică din Buzău. Chiar dacă funcționează sub această titulatură abia din 2004, majoritatea cadrelor din structura ISU s-au confruntat cu numeroase situații în care au fost nevoite să își riște viața pentru a le salva viețile semenilor. Astăzi, angajații acestei structuri sunt alături de cetățeni în cele mai diferite situații, de la salvarea vieții oamenilor și a bunurilor acestora până la înlăturarea efectelor unor fenomene naturale periculoase, cum sunt furtunile, inundațiile, canicula, cutremurile și poluările accidentale. Astăzi, protecția civilă este o componentă a sistemului securității naționale în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populației, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, desfășurarea unei activități susținute, diversificarea formelor de pregătire și adaptarea acestora de către cadrele protecției civile, pentru care le mulțumim și le rugăm să continue cu același aplomb și pricepere de care au dat dovadă. Fiecare cetățean, prin formele de pregătire pe care le-a urmat, are noțiunile de bază pentru a se feri de, în vederea producerii unor riscuri sau situații de urgență. Cu toate acestea, avem două categorii de persoane pe care nu le-am putut încă înregimenta într-un sistem de pregătire. Copiii preșcolari sau bătrânii ieșiți dintr-un sistem de pregătire. Noi facem eforturi susținute pentru a veni prin masă media, prin fel de fel de adunări, de simpozioane, să aducem la cunoștința publicului larg, a cetățenilor, autorităților publice, operatorilor economice, care sunt riscurile și ce măsuri preventive trebuie respectate. În timp ce în sala mare a Consiliului Județean se susținea simpozionul, afară buzoienii au avut ocazia de a admira o parte din autospecialele ISU, inclusiv noile ambulanțe, smurde intrate în dotarea instituției.